Cea mai importantă reuniune hipică a anului, în cadrul căreia s-a ținut marele derby regal al României la Trapa, a tras în tribunele hipodromului din Ploiești peste 1000 de spectatori. Evenimentul hipic a propus 8 curse, 5 de trap și 3 de galop, dar și momente artistice, demonstrații sportive, un concurs pentru public pe rețelele de socializare și un atelier de creație destinat celor mai mici dintre spectatori. Principala întrecere a zilei, marele derby regal al României de Trapa, a fost câștigată de armăsarul Nelson, condus de Adrian Marciu, după o cursă pe care a condus-o de la start până la final. Podiumul celor mai buni trapa și în vârstă de 4 ani a fost completat de New Jersey și Dijon City. Următoarea reuniune hipică este programată pe data de 23 iulie, atunci când se vor ține premiul Tache Ionescu și premiul de consolare.